Asistenței personalei persoanelor cu handicap mai au de primit salariile pe 3 luni ale lui 2011, respectiv septembrie, octombrie și noiembrie, deoarece anul trecut guvernul nu a alocat fonduri suficiente pentru achitarea acestor drepturi. Nici anul acesta situația nu este mai bună, fondurile alocate de guvern fiind chiar mai mici decât cele de anul trecut. Pentru anul 2012 au fost repartizate de la bugetul de stat către bugetul local, suma de 2232 lei, reprezentând un procent de 39,6% din necesar, în condițiile în care suma pentru a achita aceste drepturi salariale este de 5625 lei, sumă care include și restanțele anului trecut de 1111 lei, deci perioada septembrie-noiembrie 2011. Sumele primite pentru anul acesta au fost repartizate de Direcția de Finanțe a județului pe trimestre, astfel încât fondurile aferente primului trimestru nu ajung decât pentru a acoperi o mică parte din restanțele pe luna septembrie 2011. Tot din fondurile pe primul trimestru au fost achitate salariile pe decembrie 2011, potrivit reglementărilor legale. Pentru a rezolva însă situația asistenților personalei persoanelor cu handicap, este nevoie ca guvernul să-și respecte obligațiile și să transfere toate sumele necesare. Am insistat cu adrese la Ministerul Finanțelor, la Prefectură, la Consiliul Județean, ba chiar mai mult, ieri am depus la sediul Prefecturii Județului Giurgiu o solicitare și o notă de fundamentare prin care dorim promovarea în regim de urgență a unei hotărâri de guvern prin care să se aprobe alocarea de la fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, suma de 3.393 lei pentru finanțarea acestor cheltuieli. Directorul Direcției de Asistență Socială a municipiului și-a exprimat speranța că solicitările pe care le-a trimis vor fi rezolvate, cu atât mai mult cu cât cei 581 de asistenți au ajuns într-o situație disperată. Disperarea acestor oameni au atins cote maxime și într-un fel sau altul trebuie să sensibilizăm toate instituțiile competente, având în vedere faptul că vorbim de persoane cu handicap grav, o categorie socială extrem de defavorizată, care sunt private de un drept fundamental și anume protecție din partea statului.